Cei care s-au visat de mici pe câmpul de luptă aleg să trăiască experiența simulând un război de paintball. Regulile sunt simple, iar siguranța primordială. Cât timp sunteți în teren până la locul de protecție, nu aveți voie să dați masca jos de pe față, indiferent că se aburește, că strănutați, că tușiți, sub nicio formă nu o ridicați de pe față. Regula 2 este să nu luați bile de jos, sub nicio formă, chiar dacă le vedeți și sunt ok, având impurități pe ele, defectează arma în momentul când trece prin mecanism. După instructaj, echipele sunt puse față în față. Pentru a ieși învingător, soldații trebuie să aibă o strategie bine pusă la punct. Pop! Lasă-o tu primul! Jucătorii folosesc arme neletale cu bile ce conțin vopsea colorată și biodegradabilă. Foarte mare distracție, distrăm, alergăm, mai mult ca un hobby. Atât doar că sunt doar bile de cauciuc cu vopsea. Sunt condiții reale. Terenul oferă toate condițiile, începutul e puțin mai greu până primești prima bilă. Siguranța jucătorilor este primul element de care țin cont organizatorii. Întreținerea armelor constă în a șterge arma de vopsea, a schimba garniturile din interiorul armei și le mai dau culei pentru mecanisme fine. Ca să poată să alunece să propulseze bila prin seapă. Pentru 200 de bile, jucătorii achită 50 de lei, iar pentru un pachet de 500 de bile, 90 de lei.